Nu mai este vreme de dormit, cormoranii s-au trezit. Ei bine, în Delta Dunării, să știți că aici vietățile prind viață începând cu ora 5:25 dimineața. Asta pe perioada verii. Doamne, ce superbitate! Cum stau eu în această stație și îl aștept pe Filip. Și uite că a ajuns! E, la asta chiar nu mă așteptam. Adică am tot fost cu diverse bărci, gândurile mele practic s-au zdruncinat total pe valurile Dunării și tu mă plimbi cu nebunia asta. Bine ați venit la Sfântul Gheorghe. Aici mâncăm calcan și abia aștept. Am auzit că este un pește nobil. Deci aceasta este o barcă clasică de pescar, da? Da? De pescuit, de pescar, cum vrei tu să-i spui. Bine ați venit la vărsarea Dunării în mare, locul unde apa dulce se întâlnește cu apa sărată. Am ajuns exact în locul cel mai iubit de turiști. Da, chiar, cel mai iubit. Punctul zero. Încă este o plajă virgină, este un loc virgin în care văcuțele umblă libere. Când eram mic, am auzit o vorbă că dacă pui scoica aceasta la ureche, auzi marea. Ia să vedem. Aud marea, mă cheamă la ea, însă mai stăm un pic aici pe Dunăre, că mai sunt foarte multe lucruri de descoperit. Damiana, vino să simți puțin nisipul ăsta, finuț. Wow, zici că suntem în deșert. Să știi că deșert. Wow, toți turiștii care vin în Sfântul Gheorghe spun că este cel mai fin nisip pe care l-au văzut în viața lor. Wow. Care o parte. Și un tratament pe care îl mai face lumea cu vinicea se îngroapă în nisip. Pe partea stângă putem vedea vechea chiahana din Sfântul Gheorghe, unde se prindeau cei mai mari morunți din zona aceasta. Eram unii dintre cei mai mari exportatori din Europa de icre negre. Chiar în poza pe care am văzut-o anterior este bunicul meu, care a prins unul dintre cei mai mari morunți, un mascul de 504 kg. V-am arătat delta turistică. Ei bine, acum ne aflăm pe un canal mai puțin cunoscut pentru cei care vin pentru prima dată în delta Dunării. Am văzut minunățile Sfântului Gheorghe. Cum pescarii noștri între timp s-au întors de la pescuit de la calcan și ne-au adus o bijuterie. Acesta este calcanul, cel mai bun pește din Marea Neagră. Am cam mulți competitori aici în fața acestui pește, nu știu ce o să fac. Dar se spune că unde sunt pisici înseamnă că sunt pescari foarte pricepuți. Vă invităm la o masă, la o scumbie și la un calcan în companie de un mujdei proaspăt făcut de noi. Asta e calcanul. Mujdeiul. Extraordinar. În septembrie te aștept la festivalul calcanului aici în Sfântul Gheorghe, ca toată România se bucure de calcanul proaspăt prins de noi. Când se lasă seara, se termină și plimbarea. Ei bine, dar continuă relaxarea. Bine ați venit la dumneavoastră de jos. Unitatea noastră dispune de spații de cazare. 4 camere duble, 2 camere triple și un apartament. Lumea ne alege pentru liniștea care o găsiți în inima deltei, pentru mâncarea tradițională, implicit pentru excursiile atât de frumoase care se fac în inima deltei.